Săptămâna viitoare, la sediul Bibliotecii Județene Alexandru Odobescu, se vor organiza mai multe ateliere de confecționa mărțișoare. Despre evenimentele organizate până la finele acestei luni la Biblioteca Județeană, primim mai multe informații de la Simona Calciu, șef serviciu animație culturală. Programul activităților Bibliotecii Județene pentru săptămâna 17-22 februarie 2020 sunt activitățile cuprinse în cadrul proiectului Clubul Isteților, susținute de voluntarii bibliotecii, marți English Learning Club for Beginners, joi Mate pentru Toți, Club de Sprijin pentru Elevii din Gimnaziu, susținut de voluntara Vicky Simion, Să Învățăm Coreana, vineri, club susținut de asemenea de voluntarii bibliotecii, Andreea Toader și Mariana Matei. De asemenea, pe lângă acestea avem niște cluburi ale artelor, Clubul Melomanilor și Clubul Culorilor, Clubul Melomanilor luni și Clubul Culorilor miercuri, în care ascultăm muzică, învățăm să cântăm la diverse instrumente, iar la Clubul Culorilor pictăm prin diverse tehnici. Pe lângă acestea avem Clubul de Lectură, Susțin Cititul, joi, un club al adulților, iar sâmbătă, Clubul Adolescenților, România Citește, de asemenea un club de lectură. Cam fiecare sâmbătă avem Sâmbăta Copiilor, de la ora 10, în Sala Copiilor Regina Maria, în care avem ateliere de citit, de colorat și de bricolat. Săptămâna 24-29 februarie, pe lângă activitățile săptămânale, cluburile de învățare ale limbilor străine și cele de artă, mai avem atelierele de mărțișor întreaga săptămână, bibliocărțișor, atelier de confecționat mărțișoare și felicitări. Înscrierile pentru aceste activități deja s-au încheiat. Avem deja 10 grupuri de copii, 10 clase din școli călărășene înscrise. Miercuri, pe 26 februarie, de la ora 2, vă invităm la o lansare de carte a Oanei Camelia Șerban, Scrisorile Singurătății, însoțită de un vernisaj de expoziție de fotografie.